ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, jurnalul construit de elevii școlii TV Dicție.ro, special pentru cei mici. Dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor, nu ne supărăm. Iată principalele titluri. Au început înscrierile la liceu. Un tânăr în vârstă de 11 ani a absolvit facultatea, iar un robot este pasionat de parkour. S-a încheiat perioada examenelor naționale, iar acum urmează înscrierea și admiterea la liceu. Despre acest subiect știe mai multe colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Luca Ionescu. Bună ziua, Luca! Bună, Elisa! În perioada 16-22 iulie 2021, candidații și părinților pot completa fișe pentru admiterea la liceu 2021, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației. Primul pas în alegerea opțiunilor este identificarea filierei, a profilului și, în cele din urmă, a specializării dorite. Înscrierea în clasa a noua în liceele de stat se face fără examen. Pe baza mediei de admitere, elevii vor fi repartizați, computerizați pe 24 iulie 2021, conform edupedu.ro. Cum se completează fișa de admitere? Cum se face calculul mediei pentru repartizare computerizată? Care este calendarul pentru perioada următoare și ce noutăți au fost introduse anul acesta? Găsiți pe site-ul edupedu.ro. Dacă ai o piscină în curtea casei, ai șanse să te întâlnești și cu animale sălbatice. Ce au făcut animăluțele știe colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Vlad Godza. Bună ziua, Vlad! Bună, Elisa! O familie din America a rămas uimită atunci când au dat peste două căprioare care se bucurau de piscina lor. Ei bine, dacă una dintre ele doar își potolea setea, cealaltă a profitat un pic mai mult de acest moment, astfel că a intrat și în piscină să se și răcorească. Imaginile filmate de proprietar au fost postate pe internet și au devenit virale. Priviți! De 11 ani a absolvit facultatea. Pe lângă faptul că e pasionat de fizică cuantică, el mai are un mare vis demn de science fiction. Ce și-a propus să facă în viitor știe colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Luca Burlacu. Bună ziua, Luca! Bună, Elisa! Micul geniu, așa cum a fost numit de o publicație olandeză, a absolvit săptămâna trecută la Universitatea din Antwerp, din Belgia, cu o diplomă în fizica cuantică. El s-a înscris la facultate pe când avea 9 ani. Dacă la vârsta lui copiii sunt pasionați de jocuri pe calculator sau pe console, fotbal, dar și alte activități, ei bine, Lauren Simon are un vis măreț. El speră să găsească o cale pentru a face posibil nemurirea oamenilor. Copil în vârstă de 10 ani este noul maestru la șah din America. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea de la școala TV Dicție.ro, Ana Maria Burghelea. Bună ziua, Ana Maria! Bună ziua, Elisa! Am aflat că micuțul Tani a atins piesele de șah la vârsta de 6 ani și a fost cucerit de acest joc. Acum, el exersează 11 ore pe zi și spune că poate anticipa pe o singură poziție de joc 20 de mutări. Are și un obiectiv pe care vrea să-l atingă, să devină cel mai tânăr maestru de șah din lume. Titlul este deținut de un jucător din Rusia, obținut la vârsta de 12 ani și 7 luni în anul 2002. La 1 mai 2021, Tani, în vârstă de 10 ani, a devenit cel mai nou maestru național de șah din Statele Unite. Titlul, acordat de Federația de Șah din Statele Unite, impune jucătorilor să obțină un punctaj cuprins între 2200 și 2400, iar Tani a reușit un scor de 2223 puncte. El a învins doi jucători experți în șah, un master, dar și un master internațional la acest turneu. Unii tineri sunt pasionați de parkour, sport care și-a găsit popularitatea în ultimii 20 de ani în întreaga lume. Colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Eric Dinu, a descoperit că nu doar oamenii sunt atrași de acest sport. Bună ziua, Eric! Bună, Elisa! Viitorul în robotică este fascinant.
iar tot mai multe companii încearcă să creeze roboței de diferite mărimi, care să aibă o mobilitate cât mai apropiată de cea a oamenilor. Boston Dynamics, o companie din America, a creat robotul care poate practica parkour. Dacă pentru sportivii care sunt pasionați de această activitate și care necesită multe ore de antrenament, ei bine, pentru Atlas e nevoie doar de câteva linii de cod pentru a fi programat să facă aceste mișcări. Robotul poate să alerge, să facă o săritură pe spate și poate chiar să meargă prin zăpadă mare fără să-și piardă echilibrul. Imaginile cu roboțelul pasionat de parkour au fost postate pe internet și s-au viralizat imediat. Priviți imaginile! Compania producătoare de păpuși Barbie a lansat recent modelul jucătoarei de tenis Naomi Osaka. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea de la școala TV Dicție.ro, Carmen Pantazi. Bună ziua, Carmen! Bună, Elisa! Naomi Osaka, jucătoare de tenis aflată pe locul 2 în clasamentul WTA, face parte de acum din colecția de păpuși Barbie. Producătorul a lansat păpușa înaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Vedeta japoneză de tenis va fi una dintre cele mai urmărite sportive de la Jocurile Olimpice ce se desfășoară la Tokyo. Tocmai de aceea, gigantul jucăriei Mattel a fost inspirat să lanseze o nouă păpușă după celebra jucătoare de tenis. Osaka a dezvăluit primele imagini ale noii sale figurine pe 13 iulie, cu 10 zile înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice găzduite de țara natală Japonia. Și acum cred că putem vorbi puțin și despre gramatică. Oare cum e corect să spunem bareme sau baremuri? Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Violeta Ostaciuc, știe care este pluralul cuvântului barem. Bună ziua, Violeta! Bună, Elisa! Gramatică ne ajută atât în scriere cât și în vorbire. Este foarte important să știm regulile de scriere și de pronunție și să nu avem dubii atunci când vine vorba să le punem în aplicare. Că toți suntem în perioada examenelor, auzim tot mai des cuvântul baremuri. Însă forma corectă a acestui cuvânt la plural, conform 2, este bareme. Atât despre gramatică, dar nu uitați, dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile mele și vă recomand să lecturați și cartea 613 greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Noi suntem smart pentru că citim, nu mesaje pe telefon, ci cărți adevărate. Și pentru că ne place să citim, vă propunem o carte foarte interesantă pentru cei mici. Cu alte cuvinte, urmează colega mea Cristina Ghiță și rubrica Bucultura. Salutare, cititori! Azi am ales pentru voi cartea Marțea la Castel, de Jessica Day George. În fiecare marți, castelul Glover prinde viață. El creează și rearanjează încăperi întregi, scări și pasaje secrete. Prințesa Sally înregistrează fiecare schimbare a căminului ei drag și nimeni nu cunoaște castelul Glover mai bine decât ea. Într-o zi, părinții lui Sally dispar în drumul lor spre un eveniment regal și, la scurt timp, sosesc invadatorii din regatul învecinat, amenințând să preia magia castelului. Va reuși Sally să-și apere familia și căminul înainte să fie prea târziu? Acest roman oferă o aventură de fantezie încântătoare pentru copiii cu vârsta de peste 9 ani, datorită caracterului său supranatural. Încântător, un castel care se schimbă în voie și își exprimă opiniile. Castelul devine un aliat al personajului principal al romanului, care trebuie să se confrunte cu răufăcătorii. Acțiunea este relatată prin ochii și experiențele personajului principal, prințesa Sally. Dacă vrei să descoperi legătura dintre castel și prințesă, trebuie să citești această carte, pe care o găsești în librării, dar și pe pagina din Pintro.
Mulțumim, Cristina! Vom citi cu siguranță cartea Marsa la castel de Jessica Day George. Și nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Am zis asta pentru că, desigur, urmează rubrica Sport prezentată de colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Luca Constantin. Bună ziua, Luca! Bună ziua, Elisa! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Kylian Mbappé este tot mai aproape de a semna cu Real Madrid. Informația a fost făcută publică de un vlogger francez, care susține că jucătorul urmează să părăsească PSG și să se alăture echipei de la Madrid. Însă, până în acest moment, nu există nicio confirmare din partea spaniolilor. În cele 4 sezoane petrecute alături de Paris Saint-Germain, atacantul francez a câștigat de 3 ori titlul de campion, de 3 ori titlul de goalgetter, de 3 ori Cupa Franței și de 3 ori Supercupa Franței. În 2018 a câștigat și Cupa Mondială alături de echipa națională a Franței. Și tot atunci a fost desemnat ca cel mai bun jucător francez, titlul pe care l-a dobândit și în 2019. În 2020, din cauza pandemiei, acest trofeu nu s-a mai acordat. Simona Halep va ieși cel mai probabil din top 10 WTA în săptămânile următoare. Sportiva din România este printre primele 10 jucătoare de tenis ale lumii din februarie 2014, ajungând la 371 de săptămâni consecutive în top 10 și stabilind un record printre sportivele aflate în activitate, notează Eurosport.ro. Simona Halep a suferit o nouă coborâre în top, de pe locul 9 pe cea de a 10-a poziție. A pierdut 215 puncte față de săptămâna anterioară. Acum, românca este la doar 2 puncte de ocupanta locului 11. Stadionul Abu Abud din Qatar va fi primul stadion din istoria Cupei Mondiale construit cu intenția de a fi demolat la finalul competiției, informează CNN. Arena va fi realizată prin îmbinarea 974 de containere în apropierea portului Doha și va găzdui 7 meciuri de fotbal, inclusiv o partidă din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2022. Toate containerele sunt realizate din oțel reciclat, iar numărul celor folosite, adică 974, simbolizează codul de țară al statului asiatic. Când va fi gata, stadionul va putea găzdui 40.000 de oameni. După încheierea Cupei Mondiale 2022, majoritatea componentelor arenei, inclusiv scaunele, containerele și acoperișul, vor fi dezasamblate și refolosite pentru alte evenimente sportive, în Qatar sau peste hotare. Acum este vremea să aflăm și cum va fi vremea. Colegul meu de la școala de televiziune Dicție.ro, Iadan Liberman, ne spune cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Iadan! Bună ziua, Luca! Vremea e ca vremurile schimbătoare, călduroasă în această perioadă. Valorile termice vor fi crescute la nivelul întregii țări. Posibil să mai apară episoade de instabilitate atmosferică. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius, iar minima va fi de 19 grade Celsius. În București va fi cald și este posibil să mai apară episoade de instabilitate atmosferică după amiaza și seara. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 20 de grade Celsius. La munte, vremea frumoasă și caldă cu cer variabil și este posibil să mai apară ploi izolate de vară. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar minima va ajunge la 17 grade Celsius. Așadar, vreme caldă, dar instabilă în aproape toată țara, iar voi să luați și umbrele de acasă pentru că va mai ploua pe aici, pe acolo, dragi copii, și neapărat bună dispoziție pentru că e weekend! Hai, vă salutăm noi cei de la Avocado News și vă așteptăm și pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți și nu uitați că nimeni nu-i perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați așadar de la televizor. Dar iar un robot se... Dorime,
interimo ad appare dorime. Nu stă nimic pe mâna ta. Ori în buzunar, ori... ori pe cap. Bună toți, ce... Sunt filmat? Da. Nu, doar cu... computerizată care este calendarul pentru perioada următoare.